Hei, salut YouTube! Bine ai venit la un nou video din seria Vecini de Vis. Seria în care dumneavoastră ne trimiteți conversații din scările noastre de bloc, de pe grupurile noastre de WhatsApp ale scărilor de bloc și noi ne uităm la ele. Noi ne uităm la ele și ne hlizim. Dă-ți un like! Nu fi gherțoi! Dă-ți un like acolo! Du-te acum, dă like! Bun, haideți să vedem ce ne-au pregătit oamenii. Avem așa, cineva zice pe grup: vecina de la etajul 3 poate gemi mai în surdină când te iau ăștia în privat la video chat. Mi-ai trezit copilul țăranca dracului. De unde știi ce e ăla privat la video chat? De la nevastă mea! Omul era împotriva acestei femei. Pur și simplu deranja zgomotul. El știa exact ce se întâmplă acolo. De la nevastă mea. Acolo ai cunoscut-o? Eu am pus-o să facă... Nu. Ok, s-a stricat. Gata, nu mai e funny. Asta este legacy-ul fraților Tate în România. Iată-l, regăsit chiar și într-o scară de bloc. Asta este 1 din 8. Mai departe. Nice, ci că locurile de parcare sunt problemele. Eu am putut să fac link! Wow! Ăsta e al nostru, coaie! Ăsta e ăla al nostru! E ăla de ne-a trimis 100%! Link! Sursa! Vedeți că de seara e ziua mea și o să fie gălăgie, să nu vă urcă comentați. Ai noroc că sunt în Italia, că te scoteam cu mascații. La mulți ani, să-ți fie de bine! Hai, mersi! La mulți ani sănătoși, mersi! Pe scară să venim și noi să sărbătorim. Gen, dacă își face ziua pe scară. Pentru toți locatarii care reclamă gălăgie și zgomote care îi deranjează, apartamentele au fost luate la gri și de ce nu ați izolat pereții fonic? Și ușile se puteau izola cu pinul. Ușile se puteau izola cu pinul? Ok. Amin, omul ăsta cam are dreptate deja un pic, ca idee. Adică nu știu, cât să geama aia la videochat, cât să se prefacă aia la videochat. Noi trăim în România și nu mi se pare că Italia e leagă în civilizație. Cu asta pot să fiu de acord. Probabil o să-ți întoarcă vecina cu videochatul complimentul de aseară. Stimată doamnă, aici suntem în sector 6, mai la periferie. Oh my god, știu exact unde sunt oamenii ăștia. Mai la periferie, nu avem acele posibilități. Nu avem acele posibilități ca dumneavoastră, nu avem posibilități ca ale dumneavoastră, de sectorul 1, zona lux. La ce se referă la aia cu videochatul? Dacă ați merge la muncă și nu ați sta la cerșeală pe ajutoare sociale, ați avea și voi imposibilități. Mă încurcă de săraci. De sărăcii. Și-a luat apartament în bloc nou de locuințe din ajutoarele sociale. Așa funcționează ajutoarele sociale în această țară. Cu 200 de lei pe lună poți să întreprinzi multe. Ne zice Cristian Chifoi. Bagi acum 200 de lei, poi mâine cost 4 miliarde de euro. Trebuie doar să investiți, trebuie doar să vă faceți research-ul. O fi pus și ziua ea seară. Nu contează unde trăiești, important să ai cei 7 ani de acasă. Sunteți de acord? E, uite că eu sunt de acord. Eu personal, ca locatar al sectorului 6, uite că și eu sunt de acord, domnule. Nu noi decidem unde ne naștem, ci Dumnezeu. Fiecare are propriul destin, doamna Miki. Doamna Miki! Fiecare cu aia măsi. Sunteți rudă cu Neti Sandu? Ce limbaj elevat, deci zice lui ăla cu fungură de sărăcii. Ce limbaj elevat aveți, felicitări pentru lipsa celor 7 ani de acasă. Like. Like și din partea mea. Like. Punem bombe cu bășini sub toate preșurile. Bun, mai departe. Ia uite-o, aha, deci doamna Sanchi, videochatistă, zice cu limbajul elevat, ok. Ia uite-o și pe videochatista de deasupra mea, vezi că mi-ai trezit copilul aseară, draga mea. Păi, culcă la loc. În primul rând, nu știți pe ce planetă trăiți și în al doilea, înseamnă că nici în seara aceasta nu va dormi dacă dați petrecere. Stă soacră mea cu el. Dacă aveți o problemă, mergeți la ușă, nu vă mai ascundeți pe un grup de WhatsApp. Vă puteți exprima frustrările live. Chiar dacă o chestia asta, bă, nene. Băi, o problemă cu vreun vecin? Tu te, mă, frățioare, bate-i la ușă, la o oră decentă, bună ziua. Mă deranjează că, dacă se poate, să ne înțelegem. Tă, tu mai încet, etică, anunță-mă măcar dacă dai o petrecere, să știu cu copilul, să o ate. E atât de simplu. Este atât de simplu. Ia uite extrovertul. E, atunci stai să schimbe poliția. Vezi, băi, țărane, de treaba ta. Wow, acest om este... personificarea țărănismului. Din limbaj ți-ai pus singur eticheta. Asta e bunica mea. Ia hai jos în fața blocului să discutăm puțin față în față. Ești pe interval. A, nu-ți convine? A, nu-ți convine? Hai pe interval. Hai băi, videochatist-o pe interval. Așa, mai departe. Bună ziua! Pe un grup de Facebook, atenție, ăștia sunt mai în urmă. Bună ziua! Cine are un papagal la etajul 10 scos pe balcon? Ifimiu! Dă-l-o pe...
Și dacă papagal la etajul 10 scos pe balcon, vă rog să-l băgați în casă, vă rog frumos. Trezește tot complexul de la 5 dimineața până seara. Gălăgia făcută de el în mod constant deranjează toți vecinii groaznic. Este ori la blocul 7, ori la blocul 8. Oricum, e singurul papagal din tot blocul care stă pe balcon și urlă, în colivie albă. De unde știe că e în colivie albă dacă ăla stă la etajul 10? Bă, pot să înțeleg dacă urlă papagalul pe geam, dacă urlă papagalul pe geam la 6 dimineața, pot să înțeleg. A scos drona să-l fileze pe ăla, da. Da, efectiv a scos drona. Să sperie papagalul. Da, am avut și o problemă la fel de mare în Giurgiu. Cântau cocoșii, mare gălăgie. Am postat pe grupul de pe uliță și în maximum 3 ore erau toți tăiați și puși pe grătar. Hashtag oprește planeta, vreau să cobor. Bă... Da, nu știu, adică cumva pot să înțeleg, dar nu morții mea de papagal. Iubesc papagalii, dar pot să înțeleg, adică dacă ăla stă cu geamul deschis și vrei și tu să stai cu geamul deschis și ăla urlă la 6 dimineața, pot să înțeleg. Mai ales dacă e complex de la de blocuri unde se aude tot, gen din cauza ecoului. Coco! Relu! Relu! Vreau să pice bani din cer! Vreau să pice bani din cer! Așa-i face Lola. Așa-i face Lola. Dimineața de dimineață. Nu m-a saut de ăla. Băiatul lui tata. Știi ce? Dacă mi-ar face așa, pe mine nu m-ar deranja în fiecare dimineață. Pe mine nu m-ar deranja să-mi fac așa în fiecare dimineață. Nu știu care te uiți la filme porno, dar dă mai încet, că am o oră de când mă întreabă fiica mea de ce se ceartă vecinii. Să sunăm la poliție? Nu, mami. Așa se mai ceartă oamenii. Na, nu cred că pune nimeni pauză să se uite pe grup. Poate măcar data viitoare. Acum îi cu chiuială și zice chinuială. L-ați prins? Te aude și la mine. Aceste discuții, bă, da, mi se pare de fantastică, gen oamenii care nu pot să facă un compromis nici la sex, la curentul de sex. Gen să fie atât de supărat că cineva face sex și tu nu faci aia. Aia e, de fiecare dată, aia e. Gen cât te poate deranja sex? Cât se f*** un om în general? În medie? 10-20 de minute? De câte ori? Nu știu, e așa, pare penal. Also, de ce îl întreabă pe omul ăsta fisa la 5 dimineața de ce să ceartă vecinii? What? Lasă-o dracu că au 2 ore de când nu putem dormi, zici că o bate. Au venit toți în video și din bloc să se supere pe ăla că f***. Cred că mai degrabă fac filme porno și pe mine m-a trezit domnișoara. Cred că mai degrabă fac filme de ochiate. Ăștia fac filme de ochiate acolo. Da, mă, concluzia la chestia asta este smecherii f*** care comentează pe WhatsApp cu multă stimă și respect. Nu știu dacă să citim mai departe. Asta e continuarea de mai sus. Pentru că băiatul care a adus păgagica aia acasă s-a pregătit înainte și s-a pregătit pe scară. N-avea lumină bună la el în baie și a ieșit un pic pe scară. Ce mă, trebuie să te... Adică nu poți să apari așa. Nu poți să apari așa. Vine gagica aia la tine, o faci să urle 2 ore și stai cu... Gata. Mulțumesc vecinilor care se tund pe balcon pentru acest cadou, cei de la etajul 9. Cum adică care se tund pe balcon? Asta nu e gen pe hol? Sau unde e asta? E la alt om în balcon? Also, ăsta nu pare păr din cap. Eu am crezut că e gen barbă și eu fi căzut ăla din gunoi sau... Nu știu. Haide, men, că n-are cum să-i cadă atâta păr în ghemotoc de deasupra. N-are cum să ăla se ce ăla să tunde așa pe geam și vântul îi bagă tot părul ăsta așa ghemotoc și n-are cum. Nu înțeleg. Să nu mai zic de asta, plus tot felul cum ar fi cioburi de sticlă mai nou. Da, nu știu. Cred că e pe hol și nu știu. Ok, poftă bună, YouTube. În N1 este o persoană care de câteva dimineți în jurul orei 7 vomită. Sunt în baie în acele momente, pregătindu-mă să plec la muncă și se aude foarte tare. Îmi pare rău dacă... Domne, măi, sunt... Domne, oamenii ăștia sunt diavoli cu aia. Diavoli în corp de om. Îmi pare rău dacă este o persoană care suferă de o boală care îi creează starea respectivă, însă nu prea pot să nu mi se întoarcă și mie stomacul când o/îl aud. Diavol, men. Diavoli. Diavoli de oameni. Faptul că a realizat, de asta m-a șocat.
că poate să fie o persoană care suferă de o boală. Faptul că a realizat chestia asta și tot a trimis mesajul. Adică zici că vomită de plăcere sau zici că poate să vomite în altă parte. Unde se vomite? La chiuvetă? Unde se vomite? Diavol, pun pe eu că sunt clujeni. Din entitlement-ul ăsta, gen, sunt... Nu 90, dar 70% sunt eu că sunt clujeni. Eu nu mă bag în discuțiile de pe grupul ăsta decât foarte rar, dar acum chiar nu pot să mă abțin. Sincer, să te iei de un om care sărac cu naie bolnav nu e ca și cum vomite intenționat. Asta e maximă, asta e next level. Da, efectiv. Efectiv. Bun, mai departe. Încet, dar sigur, scara 5B se transformă în debara pentru lucrurile de care nu avem loc în apartament / balcon. De acord. Absolut criminal faptul că atâția oameni își depozitează căcaturile pe scara de bloc. Că sunt scări de bloc unde efectiv trebuie să faci așa pe laterală ca să poți să treci mai departe. Și asta în cazul unui incendiu, literalmente ești tras la răspundere penal. Așa și... Așa și... Și ce dacă am pus mașina de spălat pe hol? Așa și... Înțelegerea și decizia a fost luată de comun acord că nu vom păstra, pune, depozita nimic pe casa scării. Nici biciclete, nici flori, nici alte bunuri personale. Este o scară de bloc nouă, simplă, frumoasă, care nu necesită să se transforme într-o scară de bloc vechi, comunistă, plină cu flori și lucruri adunate. Florile comuniste! Florile și plantele comuniste. Opriți plantele și florile de pe scările de bloc. Doar ciment. Pe scările noastre de bloc, numai ciment. Eu personal nu sunt de acord ca pe spațiu comun să văd aceste ghivece care mi se par de-a dreptul urâte. Deci omul ăsta are o problemă cu plantele. Deci el nu are o problemă cu o mașină de spălat de aia nenorocită, el are o problemă cu plantele. E alt om, la fel ca ăla din ultimul, cred că în ultimul a fost, că la care zicea că aruncă plantele la gunoi dacă nu și le iau aia de pe scară. Ai bif cu o floare cu aia, da. Am înțeles că a apărut un palmier jos, da, asta e, man. Are bif cu un palmier, are bif cu o iuca. Am înțeles că a apărut un palmier jos la intrare, dar de acolo până la această seră chiar nu sunt de acord. Fiecare să-și găsească loc de depozitare pentru ghivecele de pe balcon, nici de cum pe casa scării, care este un spațiu comun pentru toți. Ăsta e românul original care se mută la bloc nou și a făcut credit prima casă la bloc nou și el la bloc nou, nu știu, în mintea lui să crede în Empire State Building, nu știu ce se întâmplă acolo. Poți să-ți dai seama să vină cineva și din efortul său să înfrumusețeze scara de bloc. Bine, acum nu știu care e nivelul seriei, dar mi-e greu să cred că se îngreunează accesul sau mai știu eu ce de la 3 ghiveci. Lasă, să vină cineva să-ți înfrumusețeze scara de bloc pe timpul lui și pe plantele lui și pe... să stea el să ude, să nu știu ce, și să zici... În poliție. Vă dați seama că la asta ajunge, nu? Continuă. Care este spațiu comun pentru toți locatarii, mai ales că s-au discutat aceste lucruri în primele ședințe, repet, decizia fiind comună. Ori de data aceasta, cine a decis să pună aceste ghivece aici? Da, men, exact ce ziceam, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi, men. Diavoli! Diavol, diavol. Și e o iuca, exact cum ziceam. Știam eu că e o iuca. Ce te deranjează cu ei? Ce te îți îngreunează accesul? Că dacă îngreuna accesul, înțelegeam. Genuise, dacă erau aici, înțelegeam. Că îngreunau accesul, înțelegeam. Vrei să mai car ceva? Vrei să mai vii cu o plasă? Înțelegeam. Ce te deranjează, mă, frățioare? Te-am frumusețat cineva pe moca casa scării și tu faci spume la gură. Diavoli! Nu înțeleg cu ce vă deranjează aceste plante. Sunt un plus de viață pe casa scării și în hol, desigur. Dacă vă deranjează atât de mult, vă recomand liftul unde cu siguranță veți fi între patru pereți fără plante. De asemenea, sunt și bicicletele copiilor și tot felul de mașinuțe electrice puse în hol. Totuși pe acelea nu le-ai încă la gunoi că deranjează, nu? Eu vă recomand să le luați la dumneavoastră în casă. Eu nu o să merg cu liftul pentru că așa îmi spuneți dumneavoastră. Și dacă aș merge cu liftul, tot acolo sunt florile și le văd zilnic. Îmi creează disconfort. Aer comunist și ca la sat. Ceaușescule, ieși un pic din groapă să vezi. Aer comunist și ca la sat. Doamne Iisuse Hristoase. Ce tipologie de spălare pe creier capitalist? I-am intuit bine că ăla credea că o să se mute în Empire State Building, unde nu există o plantă pe, știi, pe rază de un kilometru pătrat. I-am intuit bine. Cu ghivece de-alea bune, da? Adică nu sunt ghivece de-alea tip boican. Dar ce te deranjează, mă, frățioare? Bă, cât de nenorocit să fiu, nene! Dacă la asta vreau să mă întorc. Aia e comunist și ca la sat. Conceptul de a avea plante și de a avea flori care să înfrumusețeze și exact cum a zis persoana aia, să aducă puțină viață unei construcții de beton, de cărămidă și de gresie, să aducă puțină viață comunist.
E imaginea unui bloc de lux pe care ai văzut-o doar în seriale. Gen, tu n-ai fost, adică e ceva ce ar zice un om care n-a fost vreodată în Europa de Vest să vadă că la toate blocurile, la toate astea există flori, plante, whatever, îngrijite și toate cele, sau pe la balcoane sau whatever. Și gen, e imaginea de pe Netflix a ce înseamnă bogăția. Bogăția înseamnă să stai între patru pereți gri, stai o scară de bloc cu marmură și să-ți fie frig continuu. Asta e bogăția, de fapt. Și eu am plante, dar nu deranjez pe nimeni cu ele. Dacă nu am loc în casă de ele, le dau cadou sau le arunc. Și asta că el se preface că gen Sankey n-a avut persoana aia loc în casă de 3 plante. Sankey, nu că persoana aia a vrut să înfrumuseteze un pic scara blocului. Nu, n-a avut loc de aceste 3 plante. E o plantă de 300 de lei, ți-a pus-o pe moca și tu faci urât. Nu știu ce asta, Facebook bănuiesc? Să cobor să-ți iei gunoiul. Am desfăcut și ți-am găsit numele și te fac de rușine. Am desfăcut și ți-am găsit numele și te fac de rușine. Ia umblalul ăsta prin... Ia umblalul ăsta prin gunoi să-i facă dox. Ia uite factura asta de la cardul tău, avantaj. Eu cred că e la vrăjeală, eu nu cred că a desfăcut. Cred că zice așa. Pentru că n-ați observat că niciodată nu se zice cine? Că de ce n-ai zice? De ce n-ai zice? Nu știi, efectiv nu știi cine e. Umblă un domn mai în vârstă prin bloc. Cineva i-a deschis ușa blocului. La mine a sunat direct la ușă spunând că a uitat numărul apartamentului și caută familia Stoica. Spunând că n-are telefon, mi-a cerut telefonul meu pe care nu i l-am dat. Dacă îl cunoaște cineva, vă rog să-l căutați. A fost în CD scara 2. De ce nu i-ai dat telefonul unui bătrânel? Bă, da, nu știu, acum... Ce faci dacă spune cu telefon? Da, nu știi care e situația. Mulțumesc, e socul meu, s-a rătăcit. Nu. E socul lui Mihai, s-a rătăcit. Bun, mai departe. Cred că s-a umplut cada cu apă. George, nu mai fi așa fragil și tu ai făcut-o la fel. Nu sunt fragil, dar deja e ritual zilnic la 12 noaptea să umplem cada, să facem baie. Și dacă punem așa problema la 4 când mă trezesc, o să pun și eu niște muzică să mă înviorez înainte să merg la muncă. De ce te speli, fă? Gata cu spălarea! Tu ai umplut 2 etaje în 4 ore, ok? Exact, am făcut-o intenționat, am crezut că tu stai sub mine. George, cred că a lăsat apa curgând și a inundat vecinii. Ai scurgeri în casă de apă? Ai sau nu? Momentan nu. Bun, atunci să nu te mai fută grija cât consumă alții, probabil. Cu muzica mă ocup eu acum. Mișto atitudine. Asta e atitudinea frumoasă, când ai inundat tu pe alții cu 6 metri cubi, a fost mai urâtă. Așa că m-aș duce cu un buchet de flori la vecini, George. Ești cam fragil. Alții m-au inundat în bucătărie și baie. Întins coarda! Tu cam întins coarda cu felul în care vorbești. Deja ți-am permis cam multe. Tu ești zero! Acești doi bărbați vorbesc la 1 noapte despre cum se bat între ei. Că ei nu s-au inundat între ei, dar fiecare la rândul lui a inundat pe altcineva. Doi bărbați complet sănătoși la cap. Doi bărbați urmând să-și dea interval pentru că unul dintre ei a dat și-a făcut baie la 12 noapte. Ești zero. Probabil pentru tine da, să nu uităm când ai vrut să-mi spargi ușa la 7 dimineața. Și îmi sunai la interfon ca un disperat. Întreabă-l pe Flaviu de ce. Chestiile respective au fost rezolvate. Deschide ușa să vorbim. Și-a dat interval. Și pe urmă ăsta cu deschide ușa să vorbim i-a dat kick lui George. Bun, mai departe. Aerisirea se face pe toate scările. E mai ușor să o facă alții, suntem ceva de genul muieții spozmagii, de gură și de bârfă, nu îi întrece nimeni. Nu știi, nu poți, nu vrei, zici că e doamna aia. Nu te mai lua în serios. Ți se pare normal să iei în serios? Nu știi, nu poți, nu vrei, stai liniștit, nu face valuri. Ok. Domnule Dumitru, dacă dumneavoastră nu aveți ce face la ora 6.40, e 5.40 actually, nu trebuie să deranjați inutil un grup. Mai avem și copii mici, exact ce ziceam. Aici se discută doar cu problemele blocului. Credeți că tineretul din ziua de azi chiar nu au habar? O zi ușoară și frumoasă vă doresc. Lasă telefonul pe vibrații. Firma pentru orice lucrare cere bani. Faceți un contract personal, poate că vă șterg și la pantofi. Fac pariu că nu știi cum se face aerisirea. Dacă știi, Mihăiță exemplifică. Aerisirea la calorifere? Da, are sens. E perioada. A fost perioada. Domnule Dumitru, ne tragem de șireturi? Sau vă dă dreptul că sunteți unul din pensionarii care bat la ușile supermarketurilor la ora 6 dimineața?
Și da, știu cum se face. Vreți să dau lucrare de control? Ok, se deschide robinetul de aerisire de la ultimul nivel al blocului și ca să nu plătești apa din calorifer, poți să o încarci pe retur cu turul închis, domnule Boșoroc, care nu ai ce face la 6 dimineața. Get roasted, Dumitru. Dumitru Boșorogu. Get roasted, Boșorocu. W Mihăiță. Big W Mihăiță. Ia cam arătat la Boșoroc. Stai că continuă. Mihăiță, cam așa stau lucrurile. Nu te-am jignit, dar scuze. Boșoroc este taică tu. Bom! Bom! Right back at you. Boom, roasted. Și atenție, atenție că Dumitru a scris bine Boșorog. Pe acest grup de WhatsApp la 6 dimineața avem egalitate. Mai departe. O mașină parcată pe dos, probabil și hainele sunt aruncate pe jos. Puteai măcar să o dai puțin mai în spate. Dacă nu se vede, este un om parcat pe literalmente două locuri de parcare. Este în mijlocul a două locuri de parcare. Puteai măcar să o dai puțin mai în spate. A, și... Meseriaș. Andreea, nu stau mult. Ce vă place să vă mai plângeți de orice lucru? Asta zic, man, exact ce spun. Așa și? Așa și? Ce vă mai place să vă plângeți? Bă, ce români cu ei. Bă, cum să parchezi, mă, frate, așa? Cum să parchezi? Dar te chinui să parchezi pe mijlocul a două locuri de parcare? Ce vă mai place să vă plângeți? Fantastic, cu ai tupeu! A, desigur. A, e o doamnă, se explică. Da, cred că asta e, cu siguranță. Cu siguranță nu vezi genul ăsta de parcări la absolut toți românii tumefiați. Faptul că asta era că e doamnă. Că e doamnă, da. Dungile alea pe jos sunt desenate să pui o roată în fiecare pătrat. Domnii la școala de șoferi nu au învățat să evite obstacole? Ambele sunt locurile mele, domnul Dima. Stați că se schimbă situația. Stați un pic că se schimbă situația, domnul Dima. Pa-ba-bam! W Andreea! Pa-ba-bam! Girlboss. Efectiv girlboss. Și-a luat două locuri. Domnul Dima. Ciocu mic cam ambele locuri, da? Exact. Excuse you! Așa, ambele sunt locuri, așa, nu, domnii la școală de șoferi nu au învățat să evite obstacole, ba da, dar nu avem pe unde, asta e problema. Dar ce e atât de în față că nu se poate trece pe aici, mă îndoiesc, mă rog. Nu asta mă deranjează că puteai să o lași puțin mai în spate. Puteai să scrii frumos și mutam mașina. Are și ea dreptate. Oricum e bine să te ferești de șoferii ăștia, care stânga, care dreapta. Care stânga, care dreapta? Fiecare parchează cum vrea pe locul lui. Important e să nu o lase cu botul pe culoare, că ăla e spațiu comun. Pe voi vă deranjează ca multe pentru o majoritate de oameni până în 40 de ani. Haideți să încheiem discuția, suntem oameni maturi. Dar cât de în fața parcat? Adică, da, și ar mai avea loc, dar gen... A, da mă, uite că aici e... Aici cred că e ieșirea din parcare. Că ieșirea din parcare e fix aici. Ar, dar nu pare exagerat, adică... De unde a făcut asta poză până la mașină în cap de joc o mașină? Merg. Data viitoare eu zic să o pui invers, să nu ne plictisim. Sau o pun pe locul tău. De ce? Să o pun pe locul tău dacă mă enervezi. Dacă vrei să vorbim față în față, te aștept la apartamentul 25. Pe WhatsApp suntem toți viteji. Păi, e același lucru, nici măcar nu contează. Sexul, gender, nu contează. Hai pe interval, sclavule. Sclavule, hai pe interval. Avem cu toții aceeași tipologie de traumă colectivă la nivel mental. Suntem cu toții acolo. Eu zic că nu vrei să o lași pe locul meu, așa prietenește. Când ajung eu acolo, trec și pe la 25 să ne cunoaștem. Chimbăm o carte de vizită ceva. Te aștept, sunt în 20 de minute aici. Hai coaie, vino! Ești șmecher? Hai vino! Sunt un pic reținut acum cu vreo 150 de kilograme de pe bară la piept. Dar nu insista. Sunt diavolul aceste grupuri de locatari, sunt diavolul. A vrut să flexeze pe asta că face cu 150 la piept. Stanchi, 150. Vorba vine 150. Deci ăsta e la sală, ăsta zice el că e la sală și el stă să se certe pe grupul de locatari, voi înțelegeți? El nefiind afectat de mașina alea, el stă să se certe pe grupul de locatari la sală, în timp ce face cu 150 la piept. Suntem pierduți atât ca neam cât și ca specie. Uite, din respect pentru restul oamenilor, închei discuția. Dacă ai probleme, scrie direct către mine. Spor la ridicat greutăți. Înțeleg dacă vă incită mirosul mâncării mele sau faptul că cineva în acest bloc se simte bine ascultând o muzică de calitate sau e din pură răutate.
Cum ar fi să chem poliția de fiecare dată când fiul dumneavoastră dă cu ganterele de pardoseală? E posibil să fie un monolog această postare, însă am simțit nevoia să menționez aceste lucruri. Vă doresc o viață bună și cu toleranță. Fotografiile sunt pentru inspirația dumneavoastră. Hashtag frustrații în comunitate, hashtag vecini exemplari, hashtag conviețuiri, hashtag caractere proaste. Bă, le-a dat femeia peste nas cum și-a făcut ea aici charcuterie. Dă-te dracu. Pozele sunt pentru inspirație. Hashtag frustrații în comunitate. Eu fi chemat cineva poliția că i-a mirosit ploasta ratatuiu sau ce, că nu înțeleg. Da, că chiar chema cineva poliția pe cap. Ah, da, că avea și muzică. Ok, gata, am înțeles, da. Deci cineva i-a chemat poliția pentru că a dat muzică și că a gătit. Că cineva în acest bloc se simte bine ascultând o muzică din, de calitate. Avea asta, îi bubuia release în sistemul 2.1 în timp ce își făcea charcuterie-ul. Tare. Da, muzica soundtrack-ul de la Jojo. De la etajul 1 nu se aude niciodată nimic, dar noi acceptăm cu drag mâncare. Foarte bine arată legumele, o să le pun și eu jazz alor mele din frigider. Poate se fac așa. Acum am realizat. O să le pun și eu legumelor mele jazz. Poate se fac așa. Cred că vrea de fapt să o invit la masă. La asta nu m-am gândit. Este posibil să mai vrea și altceva în afară de mâncare. Alo, doamna președintă, ce face? S-a spart țeava pe scara B, robinetul este pe scara C, trebuie oprită. Nu este nimeni pe scara C cu cheia de la subsol, curge apa rău, sunteți de negăsit, doamnă. Grupul este făcut cam degeaba. Doamne, măi, zici că e la memă. Doamne, cât de bun. Doamne, cât de bun. This is amazing. Faptul că tot el cred că a scris. Dumnezeu să o odihnească pe doamna președintă. Alo, doamna. Coaia asta a fost ultima picătură pentru doamna. Literalmente. A fost literalmente ultima picătură. Bună seara, deranjez și eu că am și eu niște invitați. Ia uite bă ce frumos. Uite bă ce frumos. Om a anunțat. Bună ziua, bună ziua. O să am niște invitați. Just so you know. Mă, că n-aveți voi treabă. Dacă ai idee, just so you know. Foarte frumos. Petrecere frumoasă. Distracție plăcută, să nu stați mai mult de 23. Maxim 23.01. Ok, cred că glumești. Abia se încinge la ora aia, zice altcineva. Îi dau un aer condiționat să se răcească. Nu mai vreau ceartă, dar este ok. A, deci este un om care a mai avut antecedente, să înțeleg. Bună dimineața, dacă este în grup vecinul care are manelele la maximum de la ora 3 dimineața și are cei 7 ani de acasă, îl rog frumos să dea volumul mai mic. Mulțumesc. Ok, cinstit. Bună dimineața, eu sunt. A, eu ăla! Eu ăsta cu invitații! Așa ești invitați! Jucăm o Macau și la uși peste acasă! Bă, m-a anunțat! Bă, m-a anunțat! Nu mă încălzește cu nimic să știu cine de petrecere. Vreau doar să se respecte niște reguli de bun simț, pentru că suntem 90 de apartamente, nu ești singur aici. Ascultă muzica pe care o vrei, dar să nu asculte tot blocul. Da, ai o problemă, dacă vrei vii la mine. Măi, eu când vă zic, deci eu am făcut, deci prima oară când l-am văzut pe ăsta, am făcut generalizarea în care am zis că așa fac toți și ăsta e deja al treilea caz. E al treilea caz în 15 screenshot-uri de astea. Așa și? Așa și ce? Ia, urcă până la mine dacă ești șmecher. Ia, ieși pe interval aici, pe culoarul de bloc. Oamne Dumnezeule, man, oamenii nu sunt ok. Oamenii nu sunt ok. La creierii capului, la tot, nu sunt ok. O problemă ai tu, iartă-mă că-ți spun. Adică, te-am deranjat? Îmi cer scuze, este ziua mea și vreau să mă distrez. Dacă vrei, vino și tu. Am și niște invitați. Are petrecere până la 9 ziua.
A ținut-o într-o petrecere până la 9 ziua. La mulți ani, dar petrecerea de genul ăsta într-un imobil pe care îl împarți cu al vecini se anunță pentru a se cere obține acceptul. Asta așa ca între vecini. Altfel se poate soluționa la 112. Da, sună și spun și mă, e bad, e tranquilizat, vă rog frumos. Da, sună la poliție și spui că eu sunt, nu este problemă. Am să te țin numai într-o teroare, că te deranjez. Președintele asociației ce face? Se ia vreo măsură în sensul, da, să ia boi de la bicicletă de luna viitoare, să taie curentul în apartament. Se ia vreo măsură? Ce la mea de măsură să se ia? Dacă aveți chef de ceartă, puteți veni la ușă la mine, apartamentul 76. Nu-mi este teamă. E efectiv, e amenințare voalată cu bătaie. Ia vino la apartament. Hai, vino la apartament dacă e șmecher. Nu-mi este teamă. E efectiv, e tranquilizat, e terminat. E mor de beta, ai chef de bătaie. Nu vreau să mă cer cu nimeni, v-am cerut numai să încetați și să vă calmați. Se vede că nu știi ce sunt ăia 7 ani de acasă. Mă, dar faptul că ăsta a anunțat mai devreme că are niște invitați și por mare petrecere până la 9 dimineața. Așa niște invitați. Și au venit invitații cu combina la care au băgat manele până la 9 dimineața. Așa niște invitați. Vino la mine, nu vă certați. Ce memoji ăsta? Memoji Icter. Emoji bendeac. Te salut, vecine. În primul rând, la mulți ani. Nu este o problemă așa mare că ți-ai sărbătorit ziua de naștere, este de înțeles. Dar în fiecare weekend se aude muzică foarte tare. Nu știu dacă este de la tine sau dacă este, nu mi se pare normal. Îți mulțumesc frumos, mi-ați făcut bine. Da, am să mă văd cu cine a sunat să vină poliția. Și dacă vă vedeți, ce o să faceți? Hai să vezi! Chelbosul. Hai să vezi. Îți rup picioarele. Memojiul Chelbos. Vă sfătuiesc să aveți grijă cum vorbiți. Aolo! Bă, sunt puține lucruri mai românești cu aici, ceva atât de românesc. Mine ceva atât de român. Aolo, că dacă nu ce? Ai, serios? Încă nu s-a culcat. Nu știu cât a băut, nu știu ce energizant a băut ăsta, încă nu s-a culcat. E ora 11. Ești un țăran. Tu, da, știm. Bun, asta e, că am dat-o. Ăsta este beat și acum, ignorați-l. Mă amuză teribil. Aolo! Aolo! He's kind of entertaining. Aolo! Da, să mă gândesc, din toată conversația asta, ăsta e cel mai înțelept om. Ăsta e beat și acum, ignorați-l, man. Efectiv, e un om beat cu care te ceri de ziua lui. Crezi că are în cap. Ignoră-l 2 minute. Bun, mai departe. Aveți ceva haz, domnul ăsta cu Aolo. Apropo, la mulți ani. Mulțumesc, nu trebuia să fie așa, dar în fine. Bă, ăsta e singur împotriva tuturor, vrei, înțelegeți? El e singur împotriva 90 de apartamente. Așa, atunci țineți-vă gurița. Gen, că nu trebuia să fie așa, atunci țineți-vă gurița. Să vă fie rușine! E lemn! Bă, e lemn! Asta nu știe pe ce planetă e. Și ăștia-l bagă în seamă. Deci tot el zice, să vă fie rușine! Unde-i domnul Iohannis? Să se ia măsuri! Doamna, nu cred că v-am deranjat eu așa rău. Dar dacă vreți, putem vorbi. Eu sunt de la țară. Ok, și eu sunt de partea lui acum, fac. Eu sunt de la țară. Păi ăștia l-au avut vecin patria în elicopter cu aia. Eu sunt de la țară. E un om simplu care a vrut și el o chermeză, dar... La mulți... Așa că continuă cu la mulți ani. Da, a făcut o scandal ăsta ca să-i zică mai multă lume la mulți ani. Domnul! Stai să vă zică cum se treaba, domnul! Ziceți-mi mie că nu e fix omul care vorbește așa. Domnul, sărbătorit! Mie îmi place muzica, dar nu cred că trebuie să audă tot blocul. Și la acea oră, efectiv au zis genial, 10 la om care zice exact același lucru. Nu mă interesează de unde sunteți sau ce sunteți, cel mai important este să fii om și să respecti, corect. Asta cam așa e. Dacă erați singur în bloc, da. Dar așa, foarte urât ce ați făcut. Nimeni nu v-a jignit, doar ați fost rugat să dați muzica mai încet. Asta cam așa e.
La noi la țară nu este așa. Ai să ai de vorbit cu mine, domnișoară. Măi, săracu. Nu sunt ceea ce crezi, de-ai să vezi. După aia amenință femei, doamne ce ratat. Ok, nu mă, piși pe el, soi, chiar e un ratat. Ai să vezi, ce să vadă? Poate flictează? Ce, pe cine a invitat? Poliția? Pe cine a invitat aici? Eu nu aud nimic, este adevărat că încă nu locuiesc acolo. Urăsc atât de tare oamenii ăștia. Eu nu aud nimic, este adevărat că nici prea locuiesc acolo. La mulți ani pentru sărbătorit și sper să învățăm că în democrație avem voie să facem orice atât timp când nu deranjăm pe ceilalți. True, n-are legătură cu democrația, dar e adevărat. Sincer, trebuia să mergeți cu toții la petrecere și la atâția invitați închidea el singur petrecerea. A fost o glumă. Cam bună glumă. Da, vă mulțumesc, eu am luat 10 milioane amendă, vă mulțumesc. Băi, dacă ești prost, măi, cum merge? Foarte bine, dacă ești prost. Cadou de ziua ta. Cum s-o amenințe cu aia pe aia? Că ce, că trebuie să dai muzica mai încet la... Bă, s-a făcut unul! S-a făcut unul ziua, men. S-a făcut unul ziua asta, încă n-am dormit. Ce gând așa de el? Gând așa de el? Nu mai pot. Nu mai pot. La noi la țară nu e așa. Ce înseamnă 10 milioane amendă dacă ăsta e la care nu locuiește aici? Ăsta e la care nu locuiește aici? Ce înseamnă 10 milioane amendă dacă vă simțiți bine? Eu, de exemplu, de banii ăștia plec la munte săptămâna asta. O zi este adevărat, dar îmi fac plăcerea. Ca și dumneavoastră. Ce-l iau ăștia la perpulis? Fiecare ar fi bine să-și vadă de treaba lor, că nu am datorii față de nimeni și nu vreau să mă supăr pe nimeni. Am greșit că am dat muzica tare. Îmi cer scuze. El undeva acolo are o urmă de colocatar. Ah, se culcase. Da, la 1 s-a culcat și s-a trezit la 6. S-a trezit la 6, s-a calmat. Gata, la 6 s-a calmat, ați văzut? Vedeți ce face alcoolul din om? Vedeți ce face alcoolul din dumneavoastră? El la ora 8 sau când era a zis, vedeți că o să am și eu niște musafiri astă seară, doar ca să știți, că nu s-a îmbătat încă. S-a îmbătat, a amenințat, a făcut, i-a zis lui aia, i-a zis lui ăla, că vin, că vă caut, că nu știu ce, veniți la mine, să hai la petrecere, hai să vă bat, hai să înșe. S-a culcat un pic, gata, îmi cer scuze. Dragă domnule, nimeni nu are nimic personal cu dumneavoastră. Dumneavoastră ar fi bine să vă vedeți. Doamne, ce... Doamne! Doamne! Dumneavoastră ar fi bine să vă vedeți de treaba dumneavoastră. Never mind. No, never mind. Încă nu s-a trezit. Nici dumneavoastră nu puteți comanda 89 de apartamente. Nu înseamnă că suntem proprietari, ne permitem orice. Altfel ne făceam case la curte. Nu prea pot să-mi văd. Ghinion. Seară frumos. Nu vă mai chinuiți că nu aveți ce scoate de la el. Atât îl duce... Bă, ce deștept ești tu! Aoleu! Bă, da, inteligent mai ești. Cât mai continuă. Bună seara, vă rog să păstrați acest canal de comunicare pentru discuții importante. Problemele personale se rezolvă în privat. Am zis și repet, în ritmul ăsta toți proprietarii o să țină grupul pe mute și când o să avem ceva important de comunicat nu o să vadă nimeni mesajul. Mulțumesc. Noi suntem de la țară, nu vrem să deranjăm, dar lumea nu are ce vorbi altceva. Măi, el e o victimă, mă, iubitul. El e o victimă că e de la țară. Noi suntem de la țară, nu vrem să deranjăm. Dar lumea nu are ce vorbi altceva. Bun, mai departe. Ce aia? Ce aia? E o vulpe! Bună dimineața, la etajul 2 s-a rătăcit o vulpe. Oh my god! Mi-am adus aminte de ăla cu câinele. Al cui e câinele ăsta? Și o vulpe. Măi, o vulpe! Oh my god! Ce întâlnire matinală! Da. Întrebarea e cum o scoatem afară. O invităm frumos. Măi, vulpea, poate stă în chirie. Măi, iubita, e schiloat de vai morții ei. Mă gândesc că e prea cu minte. Până se găsește o soluție să avem grijă cum ieșim din apartamente. Pentru cine nu știe, dacă întâlniți în calea dumneavoastră o vulpe, stați la depărtare, căci este posibil să luați rabie, care este cea mai nenorocită boală posibilă și să nu știți. Am scos-o, e foarte cu minte, dar era foarte speriată. Mulțumim. Cred că a făcut caca la parter, aveți grijă să nu călcați în el. Tot din același bloc. Oare găinile astea de sub balconul meu
Oare găinile astea de sub balconul meu cotcodăcesc că mi-o speriat fata pe lângă că fac ei gălăgie, mi-o a mai adus și găinile? Cineva și-a adus găinile la, gen, la bloc? Vulpea venise la găini! Corect! Vulpea venise la găini! Doamne ferește, doamna Victoria, ale cui sunt? Ale lui Miclere, ale cui să fie? Ale domnilor chiriași de la etajul 2, cei gălăgioși. Ferească bunul Dumnezeu! Nu aș dori nimănui să fie sub ei sau deasupra lor, sunt chiar sub mine. Dar nu înțeleg, sunt mai multe găine, așa, da, sunt mai multe găine aici, e una aici și aici cred că sunt altele. Mă, nene, what? Sincer, mi-e milă de găinuțele alea că nu mă le chinuie, dar chiar te le țin bloc, dă-o încolo de treabă, rău am ajuns. Pe terasă am să cumpăr un porc și fac căscătorie de Crăciun, veniți la mine să-mi par leafa. Mi se pare că deja e bătaie de joc față de noi locatarii. Dar cum? What? De ce n-a chemat nimeni? Gen protecția animalelor sau ceva, nu știu. Adică totuși niște găini la bloc. Nu știu. Este foarte deranjantă lipsa de respect față de ceilalți locuitori ai blocului. Poate de asta a venit vulpea acum ceva vreme la găini. Ia. Yeah. Absolut amazing. Absolut amazing. Efectiv, de-aia a venit vulpea, man.